Salut și bine venit să revin la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și azi vreau să te arăt un pic cum faci bani cu Coinbase. Cred că am un episod mai vechi care m-a arătat că am luat vreodată 50 sau 70 de lei, dar acum o să am un nou episod pentru că s-au adunat niște episoade aici pe an. Am zis că de ce să nu facem chestia asta și să mai luăm niște bani. De a începe, am să te subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă, ai undeva aici jos butonul de subscribe, iar lângă el ai un clopoțel mic pe care dacă vii bifa, vei fi notificat de că tu îl postez un clip nou, iar la finalul acestui episod, bineînțeles, dacă ți-a plăcut, nu uita să dai și un like la acest episod. Înainte de a începe, mai vreau să vă fac și o mențiune, pentru cei care au sau nu au cont pe Coinbase, există linkul de afiliere în descriere, a fost totdeauna acolo așa, dar nu-l promovez foarte în mod excesiv, pentru că abar n-am dacă îmi dă ceva sau nu dă pentru afiliere, mi se pare că dă pentru afiliere doar dacă cineva și bagă bani în Coinbase și așa mai departe, dar de-a lungul timpului am tot luat 10, 20, 30, 40 dolari din aceste mini cursuri pe care le au ei pe secțiunea IR și am zis că de data asta nu mai trebuie de mult și am zis că de data asta hai să vă arăt și vouă să fac o înregistrare efectiv ce fac, deși lucrurile sunt foarte, foarte simple. Ai niște cursuri de urmărit, de sunt niște chestionare simple și iei banii. Bun, hai să vedem despre ce e vorba. În primul rând, de ce la secțiunea IARN, de obicei venea mail când aveau de-astea, dar în ultima vreme n-a mai venit mail, așa că nu am mai intrat. Noroc cu cineva pe grupul de Telegram care mi-a spus, vezi că sunt task-uri acolo de făcut și eu nu le-am făcut. Ok. Undeva de aici văd că are un looking for learn and learn, adică învață și câștigă. De aici mă duc la secțiunea de cursuri care sunt făcute. Putem să vedem și cam câți bani am făcut de-a lungul timpului, pentru că vedeți că astea sunt nefăcute. Dar după aia în jos, uite, 4 dolari, 3 dolari, și nu mai le arată pe cele mai vechi. Da, s-au fost mult mai multe, vă dați seama, tot timpul sunt. E, astea sunt noi, o să începem cu primul, dar lesson, adică pur și simplu încep cu lecțiile de făcut, fac pas cu pas. O să fiu un pic tăcut așa pe canal, că trebuie să mă uit și la curs take quiz, așa, deci sandbox. Ok, ia să ne-am. Asta trebuie să fie răspunsul. Am răspuns corect. Eu deja mai știu despre criptomonede destul de multe care azi până cât știu să răspund și dacă nu urmăresc minicursul, da? RK20, Sandbox, la la la. Ce mai zice? In-game marketplace, ok. Take quiz. What is Sand? Asta trebuie să fie. Dar vedeți că sunt foarte simple întrebările. Pe mine mi se par foarte simple că deja mai știu despre monede, mai știu cum funcționează. Greeting de platform, take quiz, da? E de platform from Ethereum to Polygon, nu știu. Cred că nu vor să migreze, no. Expanding. Nu. Nu vor să facă NFT Marketplace, asta era. Aceea era un răspuns mai complicat, ați văzut că chiar dacă nu răspuns corect din prima, mai e o șansă, da? Ok, am câștigat 3 dolari în Sand. Apare aici deja Sand făcut, vedeți? Trecem la următorul. Ca să vedeți ce simplu e, în mod normal trebuie să și urmăriți, hai să dăm drumul, să și urmăriți despre ce zice acolo, uneori urmăresc pentru că sunt monede care nu le știu și vreau să învăț despre ele și mă ajută foarte mult mini cursurile astea. Alte ori le știu. Gal, de exemplu, despre Gal să n-am auzit nimica, da? Am un topic here, data users, așa, Galaxy Infrastructure Layer, Credential Data. Web3 de vedere, calculate credit score, interesant. Ok, take quiz, asta e mai greu. Uite, calculate credit score, asta e răspunsul, nu este asta. Ala era răspunsul. Da, deci nu prea mai știu aici, trebuie să urmăresc cumva atent. O să merg mai rapid pentru voi și probabil după ce termin video o să refac cursul pentru mine ca să și învăț lucruri, adică luați-o cu atenție și știți ce zice aici pentru că sunt lucruri interesante uneori despre monedele astea și mai învățați lucruri noi. Da, deci nu este Zinc și control de gen. Community. Asta era simplu răspunsul. Ok. Are guvernanță asta, mi-am dat seama, adică știu de la alte monede cumva ce înseamnă și atunci e destul de simplu.
What is not present is gold token. Are staking. Ați văzut? Simplu. Așa, am văzut ce au zis ei, că dacă a zis că are DAI, nu prea avea staking, nu avea rost să fie community, adică ai putere de community, de voting. NEAR protocol, ia să vedem. Deci v-ați zis, vă durează foarte puțin, o să vedem. Deja de 5 minute fac chestia asta, am 10 minute termin cu totul. Deci nu e simplu, nu e complicat. Și am luat $12. O să vedeți că toți aceia $12, de obicei îi transfer în alte monede care am eu încă de ele, de acolo le transfer în portofelul propriu. Dapps, smart contracts, ok. Asta e simplu, secure, communicate, blockchain ala. Deci are staking, dar mai devreme nu avea staking. Nu era altul fără staking. Nu era staking, ați văzut? Am gândit eu că nu e staking și că e altă de răspuns. Hey quiz. Asta ar să fie. Nu? Răspunsul tău mă lua surprindere, trebuie să studiez mai bine ce au de zis aici, că e interesant. Au voce înregistrat un fișier vocal, n-am înțeles, trebuie să mă uit exact. L-am făcut și pe ăsta, da? Mai rămâne aia în... ăsta e ultimul care mai am de făcut. XCN. Ăsta știu. Știu ce este. Nu știu, că nu s-a cunoscut și cineva ăsta. Aici nu știu exact. Ei, quiz. E, trebuie să știu, să vezi 10 bilioane. Ați văzut? Am nimerit-o cam mai intuitiv, dar că știu cam care sunt marketingurile, care sunt monedele, le mai și intuiești undeori. Asta e. Ok. Deja am făcut și pastea, done. M-am zis, puteți să le reluați cursurile astea, adică nu le faceți ca mine cum le-am făcut eu pe video, pentru că nu puteam să stau 2 ore să fac toate astea. Acum pot să le reiau oricând, nu mai sunt rewardate, era să zic, da? Acum dacă mă uit în portofoliu, am aceste monede, da? Imediat mă uit, uite-le, your asset, 58 de lei. Dacă vă uitați la începutul clipului, nu știu dacă am acceptat, aveam 10 bani. Da, deci am făcut 58 de lei în mai puțin de 10 minute. Așa. V-am zis, dacă n-ați făcut astfel mai multe, sunt mai multe. Azi că mai erau acolo valabile, dacă care nu s-au consumat. Deci dacă nu le-ați consumat niciodată, faceți mai mult de 58 de lei. Dacă le-ați făcut deja și mai aveți decât una, două, noi faceți mai puțin. Ceea ce e foarte logic. Ok. Sandbox, 14 lei. Send. Buy and sell, send and receive. Să dacă pot să fac. Ok. Vreau să vând, convert, asta vreau, convert, vreau să duc în Stellar. Convert, tot. 477. Total. Convert. Da, deci convertesc în lumen, pentru că mai zicează băinii să am lumen, deocamdată. Așa. Nu mai vreau să view transaction. Tu la assets. Near. Pur și simplu convert. Convert all. Nu vreau un bitcoin. Vreau tot în Stellar.
Le duc toate în stelar, că se adună foarte bine acolo. Convert all, convert now. Ok. Și așa fac toate cele 4 monede pe care le-am primit. Nu am văzut una ca să fie atât de interesant încât să... Deci am eu și bainul de un ban, dar nu știu de ce am... Ah, 200 și m-am primit gratuit la un dat la un program. Dar am eu și bainul aici, mă uitam de când am cumpărat eu și bainul. Dar era ceva care îți dea 200 Shiba gratuit și momentul dacă mai duceai pe cineva în rețeaua aia, mai îți dea încă 200 Shiba gratuit, dar n-am mai avut capul. Ok, să continuăm cu astea. Nu, ăsta e stelarul, ăsta nu-l convertim. Ok. Project Galaxy. Să vedeți ce simplu e. Și de acolo stelarul o să-l pot să retrag în portofelul meu, de exemplu. Chiar mi se pare că mai am stelar în portofel. Ia să ne uităm. Vreau stelarul, Project Galaxy, vreau să-l... Nu vreau ăsta. Convert vreau, stelar, convert all, convert now, am dat drumul de timp și la wallet-ul meu de ok, assets, deci 45, 42, nu înțeleg unde e restul, sincer. Dacă am 42 și 58, diferența unde e? Și asta poate voi poate să-i convertesc și pe ăștia, dați puțin. Ai un ban, n-am ce să convertesc. Nu cred că mă las. Stelar. Nu mă las, e prea puțin. Așa. Ideea e că mai sunt niște active pe aici care nu sunt... Vedeți că am 42 de RON în lumen. Unde am restul? În euro n-am nimica. Și ce că am 58 balanța. Acum vedeți 3 și parcă au fost 4 cursuri sau 3 au fost, nu 3 au fost. E ceva aici care lipsește, dar nu dau seama ce. Bandul este 0-1, a rămas un acolo și un rest. În rest nu. În fine, hai să lăsăm aceea deocamdată că n-are rost să ne... cum să zic eu, să facem un clip foarte, foarte lung. Dar vedeți ce simplu a fost? Am dat click, 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 am făcut cursurile, am învățat niște lucruri noi și am luat și bani, da? Așa. Cred că poți să-i scoți, să-i pe card de ING, ați văzut că poți să-i scoți pe card de ING, dar n-am chestia să-i scot pe card de ING, pentru că atunci ar trebui să fac declarații la ANAF, la ANU, să plătesc impozit la ei și așa mai departe. Lasă-i tot în cripto, nu mă atinde ei, lasă-i acolo să fie nescoși. Așa. Bun. Cam ăsta a fost episodul de astăzi. Da, una, două, trei au fost, nu au fost patru, da, trei au fost, e ok, e bine. Nu știu diferența de balanță de unde e, dar e o diferență, vedeți aici, de balanță. Bun, păi ăsta a fost episodul de astăzi, sper că ți-a plăcut, scurt și la obiect așa. Cred că o să zic eu la titlu, până la urmă, cum să faci 50 de lei cu Coinbase în câteva minute. Cred că așa o să fie titlul mai atractiv. Nu uitați, dai și un like la acest episod dacă ți-a plăcut. În colțuri apare episoade mai vechi. Care sper să-ți placă și alea, să lumești și pe acelea. Îți mulțumesc încă o dată că mai rămâi până aici și ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc!